Bine m-a prieteni! Azi o să mă bâlbâi. O să mă bâlbâi pentru că nu vorbesc despre uh, ce se întâmplă în jurul nostru aici, în România. Într-o zonă de pace. O blagoslovim, o mai dăm de perez, dar cât de cât e zonă de pace. Povestea a două doamne din Ucraina, asta am ascultat astăzi, uh, și S așa, parcă vezi un film de la Al negru cu naziști, cu războaie, cu parcă auzit din nou povestea bunicilor care au fugit din calea rușilor, etc., etc., da? Două doamne care au trăit liniștite până la un moment dat în acel sat, am uitat cum se numește, care a fost primul atacat de ruși. Și mi a spus, doamnele, n-au venit cu ziua la cu litera Z pe tancuri, că au venit din Belarus cu litera V și au venit într-adevăr cu hărțile la vechi din 40-45 căutau strada Lenina. Da? Aia era deja, deja strada principală. Și s-au tot învârtit acolo, că aveau hărțile alea, se uitau, ieșeau, se uitau după, după strada, cu tare, după indicatoare și noaptea, împreună cu vecinii, am ieșit și am optit cu negru toate indicatoarele ca să nu mai știe. Trei zile s-au plimbat pe acolo, erau tancuri, tancuri, sute de tancuri. N-au tras de la început, ca să le numărăm, zicea doamna, să vedem cât e de mare coloana aia care făcea un zgomot îngrozitor și nu ne venea să credem, cum adică vin rușii. Da, suntem un popor separat, dar oricum noi știm rusești, am învățat la școală, mai obligat, mai neobligat, dar cum să vină peste noi? Cum să ne invadeze? Nu se poate. Asta sunt ceva exerciții militare. Știi? Până au văzut că vin sute de tancuri. Și zice doamna, mi-a luat o năframă, mi-a luat un, o bâtă în mână, m-am cocoșat, m-am cocrăjat, ca și cum aș fi o bătrânică, și m-am dus așa de-a lungul tancurilor, m-au oprit câțiva, ce faci? Și le-am zis să rusește în caut vaca, maică, și am văzut că sunt peste 300 de tancuri. Și am zis ceva nu-i bine. Am venit la fică mea, hai să plecăm de aici la o oră după ce am plecat din casa noastră au început bombardamente pur și simplu au tras în case probabil supărați că n-au găsit nu știu ce stradă habar n-aveau cum să ajungă în ce loc își propuseseră pentru că pur și simplu habar n-aveau cu hărțile alea din, din 40 am fugit repede cu fică mea au început, am început să ne organizăm voluntariat, spitale da, am fugit la o prietenă de acolo am fugit la spital ca după aia să vedem de la spital cum la câteva minute după ce a ieșit, i-a din casa prietenei noastre, da, au trecut cu tancul peste casa, au bombardat și au trecut cu tancul. Practic, îmi zicea doamna, mă urmărea moartea, e ceva incredibil. Și astăzi a ajuns în Cluj. Bine, a ajuns în Cluj, a trebuit să meargă înapoi, să-și îngroape copilul, ce a mai rămas din el. Da, a venit cumva așa stâncoasă, știi? Și îți dai seama că trăiesc greu. Îmi povestea cineva, da? vorbea rusește cu ea, din Cluj, din când în când o mai cheamă lumea la curățenie, no, mai ajută așa cum pot oamenii. Dar sunt și ceilalți. Și asta trebuie spus, este o realitate. Păi, status dă 50 de lei de persoană. Ai un apartament de două camere, da? Acolo stau două persoane, să zicem, din Ucraina. Status dă pentru două persoane 100 de lei pe zi. A înseamnă 3000 de lei, a înseamnă 600 de euro. Da? O chirie un pic peste media chiriilor din Cluj. Îți mai dă încă 20 de lei, da, de persoană. Ori două persoane, 40 de lei. Alea sunt 1200 de lei. Și au zis, sunt foarte puțini cei care vin și spun, luați voi banii ăștia de mâncare, vi se cuvin. Chiria nu este în Cluj, pentru un apartament, vai de mama lui, 600 de euro. Luați voi diferența sau luați toți. Sunt foarte puțini. Da, trebuie spus chestia asta. Este deja o industrie în toată țara care s-a dezvoltat pe baza disperării ucrainenilor. Știu. Da, dați cu o clocite câțiva, ok, nu, că noi românii, ospitalieri. Ok, noi românii, da, ospitalieri. Dar uscăturile din pădurea noastră fac asta. Bun. Și o duc greu, Adică o duc greu pe standardele noastre, ale celor trăitori în pace. Pentru că atunci când întrebi, bun, și cu ce să vă ajut, cum o duceți, cum? ridică ochii spre cer și zice doamna mai în vârstă, dacă nu văd o rachetă pe cer sau vi-o dronă, eu mă mulțumesc cu un colț de pâine și cu un par cu apă. De ce am ales să vorbesc despre asta? Pentru că începem să uităm. La început am stat cu ochii pe breaking news-uri. Nici nouă nu ne venea să credem că dobitocii de la Kremlin au invadat o altă țară. De ce? Ca să șteargă identități. Așa ceva s-a mai întâmplat doar în timpul Holocaustului, când naziștii încercau să șteargă o identitate. Sigur, păstrând proporțiile mutatis mutandis, da? Începem să uităm. Începem deja să ne plictisească chestia asta cu OK, Ucraina, mai lasăm acum cu Ucraina. Și atenție, nu doar în românește. Poate că în românește mai puțin decât în alte limbi, dar în franceză, dar în germană dar în dialectul austriac al Germanei, dar în ungurește, dar în uh, italian. Da? Adică, dintr-o dată, vezi că lumea se obișnuiește cu rău. Se obișnuiește cu rău, nu zice că îl acceptă, dar s-a cam săturat. Dom'le, gata, uh, răul se meargă din ograda mea, să nu mai aud uh, fum și de-astea și Și povestea doamna care știe rusește și trăiește în România de deja de foarte multă vreme, din Moldova, îmi deci, zicea, eu mi-amintesc și sunt extrem de stresată de ce se întâmplă în Ucraina, pentru că aveam câțiva ani, 90 ani, când a fost războiul din Transnistria. Și locuim la câțiva kilometri de granița cu Transnistria. Graniță, puneți în ghilimele, în mod evident. Și știu că mă urcam în podul casei și mă uitam de acolo, atât cât înțelege un copil de câțiva ani, la fum, la bombardamente, la explozii. Și acum, când mă uit la televizor, am același sentiment de ciudată nesiguranță. Îți vine să mergi înapoi să schimbi părinții. Părinții sunt singurii care te mai pot apăra într-un război. De cele mai multe ori cu prețul vieții. Asta o știm deja. Da? Adică, începem să ne obișnuim și să ducem discuția către uh, ghilimele mari. Pace. Doamne dar de ce nu negocează uh, ucrainienii ăștia? Și am văzut că sunt românași de ai noștri care vin așa cu o, o nu știu cum să-i zic, uh, pace de asta, lirică. Doamne și ucrainienii ăștia, da? Oare dacă, Doamne ferește, rușii ar invada din Est, România, aceiași oameni ar mai spune hai domnule să le lăsăm Iașu, ok, a ocupat și Galațiu, luat și Brăila, hai mai, ce să facem, să așteptăm de la actorașul ăsta? N-ar fi actorașul la noi, ar fi Iohannis, profesorașul ăsta, uite cum distruge țara. Discursul astea merg să știi pe rețele sociale, sunt șeruite, sunt lăicuite, sunt draculite, da, să ia, evident, de mult mai multe ori decât uh, vorbele normale despre pace. O singură modalitate există ca să faci pace, da? Te retragi de acolo de unde ai invadat și după a plătești pentru tot ce ai distrus acolo. Altfel, pacea este un fel de uh, pacea sclavului. Da, uh, sclavul meu este liber să mănânce, dar l-am pus în lanțuri dar este liber să mănânce. Și dau acolo o farfurie de aia de ciorbă, de aia eventual farfurie de aia de metal și zic, domnule, este liber să mănânce. Da? Este liber să se Sigur că da, lanțul are 10 metri. Ceva în genul ăsta își dorește Rusia. L-am auzit apoi pe Kadyrov, fiul fostului președinte al al Ceceniei, o țară distrusă pur și simplu și moral și material care spune, domnule, vrem să invadăm după ce cucerim Ucraina, Vrem să invadăm și Polonia Adică este acel sentiment Tâmpit al uh, talibanului Ăla cu care își dă cu pumnul în buric Și acolo e grenada și pă, Allah Akbar și sare în aer da? Și pe care culmea Nu-l amendează cremlinul Adică e lăsat și ăsta este un sclav De lux, o să vă spun de ce e de lux uh, Băi, dă semnale către Occident uh, De ce spun că e sclav de lux? Într-o țară distrusă m-am spus, și moral, și material, așa cum este Cecenia, cadârov ăsta este într-un Lamborghini, are și-a aranjat rudele cu un afaceri imobiliare de vreo 8 sau 10 milioane de euro prin Moscova. Adică omul este, da, papucii lui, la un moment dat, când el pozează ca un macho, știi, cu armă, mână, cu barba aia de, 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 de euh, taliban, cu rahatul ăla în cap, ok, și pozează într-un macio de la tot cu arme, tot cu de asta, da? Și la un moment dat ăștia occidentale au văzut, bă, dar noi îi recunoaștem, știm pantofia pe care îi porți. Costă 18.000 de dolari. Da, pantofi de 18.000 de dolari. De ce? Pentru că proștii violenți trăiesc atunci când popoarele sunt neatente, tocmai din sărăcia popoarelor. Asta se întâmplă în Rusia. Da? Și acum au pretenția să meargă mai departe de Ucraina. Da, să sperăm că o să-i dea ucrainenii cu concursul tuturor celor care înțeleg pacea din lume, da? să-i dea afară inclusiv din Crimea. Dar, văd niște mici semne. Ne înarmăm. Începem să avem mici discuții despre libertatea de adunare. Ceea ce, atenție, pare frustrant la început. Dar eu zic că este normal. De ce? Pentru că, așa ce ai văzut în Franța când ies afară, de la 62 la 64 de ani, îmi dai afară, mă faci praf generația, nu vreau să mă, să mă euh, pensionez la vârsta aia. Dacă ați văzut în Suedia când euh, comuniștii curzi împreună cu partidurile comuniste din, din Scandinavia, ies să protesteze și să facă tot felul de mișcări împotriva intrării Suediei în NATO, înseamnă că se scurcircuitează încet, încet bagajul de memorie morală, memorie etică a Occidentului. Și de acolo până în Estul devenit și el de voie, de nevoie, mai de -a măgarul, mai de șansul, Occidental, înseamnă că ne putem aștepta la astfel de mișcări. Mișcări care nu vor spune niciodată Trăiască Rusia, mai ales în Est. Dar mișcări care vor merge pe aceeași uh, lingoare de asta, ghilimele, Pacifistă, cum că lasă, domnule, uite ce face actorașul, își distruge țara. Și cu o jumătate de gură o să spună: Nu sunt de acord cu războiul din Ucraina. Atenție, nu cu invazia rușilor, cu războiul din Ucraina, ca și cum ar fi două părți implicate. Nu, băieți, trebuie să le dăm peste nas, pe unde îi prindem? Nu sunt două părți implicate. Este o țară, un stat terorist, Rusia, care a invadat un stat pașnic. Despre asta este vorba. Nu este un război care se duce între două țări. Este doar un război dus de o țară împotriva alteia pe care a invadat-o. Am început cu o poveste. Sper să nu terminăm cu propria noastră poveste. Să aveți sănătate!